Am ajuns la șinca veche. Și vreau să filmez, să punem pe net. Hai. Ce paradoxal, că am trecut pe aici de 1000 de ori și niciodată n-am filmat. Și niciodată n-am fost. Dar pentru că m-au rugat câțiva oameni să pun pe net pe unde mă duc și pe unde ajung, am zis să punem pe net și șinca veche. Ceea ce e interesant este că ajungem la grota de la șinca veche, care este una dintre cele mai vechi, unde se găsesc simboluri care, în mod normal, că se pui. În mod normal, n-ar trebui să fie aici. Oricum, tot ce pot să recunosc este că în momentul în care vin cu acest, se simte deja energia care circulă, care vine de sus, de la șinca. Sunt chiar curios să măsor care este BF-ul. Duminica care este, tot ce pot să spun este că sigur e un portal. Un portal de unde vine lumină, energie, de vibrație mare. Sunt chiar curios până la ce nivel ajunge, până la ce nivel face cer. Cert este că cei care au venit aici de aici, sau au locuit aici, aveau destulă energie, destulă cunoaștere, ca să deschidă. Să deschidă o poartă către cerul unde suntem noi. EBF-ul e 900 și ceva aici. 940. Deci, mare. Sunt curios dacă se poate filma în grotă. Și dacă se vede ceva. După ce filmeze. S-a filmat când dacă căpățâne la se păstrează în omul. Nu rămâne o mie. Nu, nu e.
scurtă, asta e instant. Nu e făcut de oameni. Oamenii au făcut mai... Mai întâi au făcut... Mai întâi a existat portalul, i-au descoperit. Și după aia am început să vin aici la unul de tunece. Nu e deschis de oameni. Era... Există portalul care sunt naturale și care fac legătura între astre, între planete. Și au IBF 1000 și sunt multe în țara asta. N-ai nicio legătură cu creștinismul. Portalul ăsta n-ai nicio legătură cu... Încearcă să-i dea o tentă creștină, dar n-ai nicio treabă cu creștinismul. E pur și simplu un portal care unește planeta Pământ de alte planete. De vibrație mai mare, de asta IBF 1000. Pe aici vin și urcă. Pe aici vin extraterești. Coboară pe Pământ extraterești. Nimic, o să mă gândesc. Dar nu are legătură cu creștinismul. E un portal care a existat întotdeauna. Este benefic, corect. E o cale inițiatică. Dar cam atât. Mi-a făcut plăcere. Plecăm de la Șinca Veche. Am fost curios să văd ce este Șinca Veche. Am auzit de Șinca Veche și am trecut pe lângă ea de prea multe ori ca să nu fiu curios să văd de fapt ce se întâmplă. Și tot ce pot să spun este că Șinca Veche e un portal. Un portal ce înseamnă? Există căi de lumină care leagă planetele, că planetele astea au și ele un sistem după care se mișcă, după un sistem de, eu știu, de energie care le leagă. Ca niște orbitale pe care planează, mă rog, care țin sistemul ăsta solar, care țin de legile divine. Ei, și aceste orbite, aceste linii de lumină care leagă planetele, un loc în care intersectează planetele, formează portale. Căi pe care ies, vin sau pleacă spirite de lumină. Beneficiatea acestei este 1000, deci este un portal cu EBF 1000. N-are nicio legătură cu creștinismul și pe mine mă enervează în creștinismul și din dorința de a face un lobby, un lobby prost creștinismului, încearcă să integreze lucruri care n-au nicio treabă cu creștinismul. Și Șinca Veche n-are nicio treabă cu creștinismul. A, că mai târziu au venit oamenii și au început să închine, că au început să vadă că există o legătură cu... Dar vreau să spun că n-are nicio legătură cu Hristos. N-are nicio legătură cu Hristos. Are legătură poate cu alte planete, cu extraterestri, cu ce vreți voi, dar nici un caz cu Hristos. Lumea crede că Hristos sau creștinism e cunoscut tot universul ăsta. Există planete... de a tot puternice și nu sunt. Din dorința asta de a, eu știu, dintr-o proastă dorință de a, cum se cheamă, de misionarism ieftin, au încercat să integreze toate valorile culturale ale popoarelor. Drăguț e că eu mă mir când o să vină o biserică creștină și o să spune numele. Clar, piramidele sunt creștine. Clar, Sfinxul e creștin. Nu are doamne nicio legătură. Există două tipuri de cunoaștere. Cunoașterea pe verticală și cunoașterea pe orizontală. Cunoașterea cristică e cunoașterea pe verticală. Care e infinită. Dar există și o cunoaștere pe orizontală care este infinită. Cunoașterea acestui univers. Infinită pentru noi, nu pentru Dumnezeu. Exact cum cunoașterea cristică e infinită pentru noi, nu pentru Dumnezeu. Sau poate nici măcar pentru noi. În orice caz, ideea este, învățați-vă să verificați lucrurile, nu mai luați ca pelicanii tot ce vi se servește. Da? Am văzut chiar sculptat un chip cristic pe grotă. E foarte frumos, oamenii de aici și-au făcut lobby, altfel n-ar veni aici, au și locuri de cazare, e perfect. Dar n-are nicio legătură cu Hristos. Bun. Care sunt valorile ei? Beneficitatea este foarte mare. Deci este o parte pe care vine lumina. Automat, dacă stai aici, să zicem, aș fi bolnav
și aș veni să stau aici, la Șinca, acea lumină care izvorăște de aici, prin portarul ăsta, m-ar curăța. Deci automat șansa să te vindești crește. Deci este o poartă, un portal, e un loc unde poți să te rogi, unde mai e o cale de acces mai aproape de Dumnezeu, clar, da? Dar nu e deschisă de Hristos, nici de creștinism, nici de preoți, nici de... n-ai nicio treabă cu nimic. Deci e un loc bun de inițiere, este un loc foarte bun de meditație. De ce? E un loc în care este foarte ușor să spuleți creierii, da? Nu trebuie să mă duc până la Ierusalim sau cine e mai, mă rog, e mai aproape de București, e mai ușor să ajung la Șinca Veche, dar e la, nu știu, eu știu, 30 de km de București, deci până aici face 3 ore dacă, mă rog, nu e aglomerat, poate 2 ore. Deci este un loc destul de aproape unde să-mi pun ordine în cap, să-mi pun ordine în creier. Din punctul ăsta de vedere, din punctul de vedere al grupurilor de meditații, din punctul de vedere al celor care caută adevărul, este foarte bun, da? E un foarte bun loc de meditație. Nu este nici la cota 2000, nu trebuie să mă duc până la Babele sau să urc munții. E un loc în care se ajunge facil. Vreau să spun că energia se simte și din parcare, deci dacă aș fi bolnav, Doamne ferește, n-aș putea să merg, aș putea să vin până aici la Șinca, jos în parcare cu mașina și să stau acolo. Pentru că energia se simte inclusiv de acolo, energia se simte înainte de încă de aici, de pe drumul între Șinca nouă și Șinca veche, se simte energia locului. Bine, poate că sunt eu mai sensibil, dar de simțit se simt. Și e foarte important scopul pentru care veniți aici. Dacă veniți să vă faceți ordine în gânduri, e perfect. Dacă veniți să vă încărcați cu lumină, este perfect. Dacă veniți să accesați diverse tipuri, diverse niveluri, este perfect. Dacă veniți să vă vindecați, este perfect. Adică, subscriu. Dar, repet, lăsați lucrurile în pace. Luați-vă ce vă poate oferi un loc. Da? Cum să vă zic? Locul ăsta n-are nevoie să fie sfințit de un sopor de preoți, că el e sfânt prin natura lui. De asta sunt locuri pe care nici măcar nu le-am spus, în portaluri pe care nici măcar nu le-am enunțat. Pentru că, hop, și ei vin cu un sopor și mai fac o biserică. Nu mă interesează. Un portal rămâne portal. Faptul că pui biserica acolo sau nu, n-are importanță. El tot o poartă rămâne către Dumnezeu. N-am nevoie de bisericile voastre și nici de preoți. Slavă Domnului că mai sunt locuri unde nu va veni să mai pună un schit, să mai pună un călugăr, să mai pună un popă. E în loc să sfințească locurile care sunt negative, să lipesc repede de locurile pozitive și zic că este puterea lor sau, mă rog, ce au făcut ei. Nu are nicio legătură. Eu nu contest faptul că sunt preoți care pot să sfințească locul. Dar asta ar trebui să facă omul, să sfințească locul. Nu să ducă repede ca ciorile să se agațe de un loc care este curat și să zică că l-a curățat ei. Că asta nu s-a adevărat. Asta merge la profani, la fraieri. Dar nu la cei care au acces la adevăr. Așa că avantajul acestei, și vreau să spun că chiar mă irită faptul că s-au dus oamenii și au pus acolo tot felul de iconițe și de bilețele și l-au pângărit efectiv. Pentru că locul ăsta chiar n-are nevoie de icoane și de alte chestii. El este sfânt prin natura lui. Am întâlnit locuri sfinte prin natura lor. Fără niciun fel de icoană și fără niciun fel de candelă și fără niciun fel de... Adică, înțeleg să pui o icoană în locul în care e întuneric, nu într-un loc în care e curat. Pentru că ăla e curat, la Dumnezeu. Bun, cam asta e. Șinca veche, la 30, cred că, de kilometri de Brașov. Se ajunge prin Râșnov sau dinspre Făgăraș. Un loc accesibil oricui, are mașină. Am văzut oameni cu biciclete pe aici. Un loc
loc unde trebuie să vă faceți curățenie în minte și în suflet, atâta timp când nu vă lăsați influențați de lucruri exterioare, cum sunt candeluțe, iconițe și alte desene rupestre care sunt făcute de oameni și care nu au nicio legătură cu locul în sine. Asta a existat de când a fost făcută planeta asta, ca poartă către alte dimensiuni, ca cale odică se cheamă, căile care unesc cu lumină planetele pe ea. Să vă fie de folos. Sper că v-a fost de folos. Și vizita Șinca nouă și dacă Șinca veche,